G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Vreți să vedeți ceva super extra ultra șmecher? Nu, no, nu, no, nu, no, stai că vreau să-l arăt. Tot dădeam în ăsta și nu știam ce are de cel mai mare. Este un Alpha Rex, level 380, are 206.000 viață. 200 freaking 6.000 viață, dude. Al dudele? 4 dudele? A lăsat ceva în urma lui? Am luat tot? Cred că am luat tot. Da, nu sunt nici cine știe ce chestie interesate, dar totuși. Alpha Rex trofeu. Mamă, nu știu dacă o să pot să iau trofeul ăsta. Ah! Încă un Rex mascul de level 600. Sincer, nu știu dacă își merită investiția. Eventual să ne uităm, nu știu, care dintre ei au statisticile mai faine și să încercăm să-i mulțim așa, mai ales damage-ul, că viața au undeva pe la 19.000 și un pic toată lumea. Na, nu știu ce să fac. Încă mă otărăsc dacă să bățesc sau nu. Am găsit un RG de level 600, dar nu mi s-a domesticit la 899. L-am omorât pentru că nu mi s-a domesticit la 899 și după aia când m-am uitat înapoi la RG-ul de la noi, de la bază, am văzut că nici ăla nu s-a domesticit la 899, ceea ce mă face să cred că e foarte posibil și probabil ca RG-urile să nu poată fi domesticite la 899. Și chestia asta mă dărmă. Hai că am mai găsit un alfa. De data asta este un Carno. Doar 24.000 viață, mă. Amă, serios. Serios. Rușine să-ți fie. Ce mi-a dat, mă? Alpha Carno Taur Arm. Și o resursă. Nu ne-a dat niciun trofeu, mă? Bă, rușine să-ți fie, mă. Maximă rușine să-ți fie, dude. Uite o chestie foarte, foarte ciudată. Am doi Rex aici. Mă rog, cam proști. Sunt trei, de fapt. Dar, mă rog, nu intrăm în detalii. Pauză. Vedeți, Rexul ăsta, asta e un Rex level 600, ok? Și 430 atac, 430% atac, viață 19.800. Dacă mă duc pe Rexul ăsta, ăsta e level de 580 și are viață gen cu 3.000 mai mult, dar în rest toate statisticele sunt mai slabe. Eu cum? Ce fac? Nu știu dacă are sens să stau să mă chinui, că am mai văzut așa, spre exemplu, am mai văzut la un RG. Toate ce am văzut așa, RG-urile de level super, super mare, undeva la 7300 viață și la un moment dat am văzut unul de 580 cu 8000 și nu știu cât viață. Deci foarte, nu știu ce să vă spun, foarte, foarte dubioasă toată treaba asta. Mă rog, i-am atras eu pe guștele ăștia un pic că... Stai că vreau să iau dermisul de la asta de... Dacă mă lasă... Ah, stai că nu mai știu care e ăla de 600. Stai că nu mai știu care e ăla de 600. Care ești, mă, ăla de 600? Aha, ăștia sunt. Ok, ok, repede. Ah, super. Na, că mi l-am mâncat. E magnific. Stai că l-am mâncat. Am un dermis, nu e problema, am un dermis. Tu ești, mă, ăsta de 580. Da, bun, hai că l-am nimerit pe ăla care trebuia. Ah, super. Stai că trebuie să reîncarc. Așa, așa, mușcă-l pe ăla. Hai să mă dau un pic înapoi. Uite, hai să ne băgăm aici în găurica asta. Lasă-l să vină, că până vine iau veșnicie, că e mare. Nici nu m-am pregătit cu... Asta e pulmino, mă? Nu, pulmino, repede. Unde e, mă? What the hell? Bă, am lăsat... Am lăsat kibble-ul în ăla, frate. Da, am lăsat kibble-ul în celălalt item, trap albi, bine, hai să mergem să deluăm kibble-ul de acasă. Am lăsat kibble-ul în rexul pe care l-am trimis acasă. Salut, dudule, ce faci? Am și eu niște kibble la tine, dă și mie, te rog, frate, băia de treabă ești tu. Te pup părerea să ai dulce. Așa, acum lasă-mă să mă tot, te rog. Credeți că mai reușim să-l domesticim cu 829, ia. Ne iese sau nu ne iese faza? Dă de la o parte. Că are zi, e foame maxim după aia. Ia, bag acolo. 299, hai că încă e la 299, încă suntem ok. Bun, și dăm și niște cărniță normală. Băi, ce nebun am fost la faza asta.
Opa, opa, zim, te rog frumos că ești la 899, zim, te rog. Și acum o să trebuiască să vedem între care dintre T-Rex și facem șmecheria. Văd un Argy, prost, level 400, care tocmai a murit de lavă. Și acum un Saber care o să moară și el. Ia, dudule, 899, you love me, you really, really love me. Dă-mi pui mi keyball-ul ăsta, nu că ai mai avea tu nevoie de el, dar dă să fie. Ok, șez blând acolo. Puj acasă. Îl ia, mă. Hai că l-a luat, perfect. Băi, eu nu mai mă joc, bă. Nu mai mă joc în puii mei. Deci nu se poate, imposibil așa. Oare T-Rex și care sunt tech se pot înmulți cu T-Rex și non-tech? Și dacă da, ce iese? Tech sau non-tech? Ca vinele cu proști, nici nu se cred. Hai să facem un pic de curat pe aici. Nu, dar iată de la, de la picioarele tale, man. De ce? Nu te lua de mine. Ai la picioare acolo niște unii care te deranjează un picul sau nu te deranjează. Nu-l simți că te gâdilă un pic așa, a? Ia să-l atragem dincolo de lavă, că poate poate lasă raptorii după ce trece de lavă. Stai că se lua de raptori, stai că se ia de raptori. A, și bineînțeles că e un raptor de level 600, că de ce n-ar fi raptor de level 600? Reușești, dudule? Bravo, mă. Mă, toată lumea să se potolească. Dăm, te rog, niște prime. Hai să vedem pulmino, da? Hai să vedem dacă reușim ceva cu fata asta, că e o fată, de fapt. E toată lumea să se calmeze, că nu avem... Gata, ok. Mută-te pe altă armă. Așa, bun, reîncarc. Aia voiam să facă să reîncarci. Cât de random! 720. 720. Să vedem dacă se termină cu 9 în coada nivelul. Sau cu 8 în coadă, nu contează, oricum nu contează. 720 Rex. Why? Cum? De ce? Eu mă zic, dar vedeți că e fix aceeași chestie ca și la raptori. Fix aceeași chestie ca și la raptori. Haide, mai repede. Eventual știi ce aș putea, mă? Aș putea să-i o redenumesc un pic 720 ca să știu de ea. Bun, dă-mi înapoi asta. Dă-mi keyball-ul. Băi, n-am văzut mai așa ceva. Ok, îți lăsasem... Nu știam ce Dumnezeu lui am lăsat acolo. Ok. Bun. Ce pot să zic? Eu caut acum Argy. Sincer, asta caut. Eu caut un Argy mascul de level... de alt level. Bun, dragii mei, hai că ne-am întors acasă în sfârșit. M-am amuzat foarte tare că acum de când am descoperit treaba asta cu plimbatul între... Nu știu, mi se pare așa ceva aproape normal, știi, înainte era ceva extraordinar, adică nici nu mă gândeam, mamă, să mă duc de pe o salvare pe alta, și acum e așa ceva, da, sigur, cum să nu, de ce nu? Bun, deci, în primul și în primul rând, oameni buni, uploaded, tamed, am foarte mulți drag și am luat, numai că am stat și am bibilit printre ei pe acolo, cel mai mare, cel mai puternic Rex este într-adevăr acel Tech Rex. Da, adică frumusețea asta de aici, downloaded. Frumusețea asta de aici, care o să încercăm noi să vedem dacă suntem în stare cumva să obținem un bebeluș care să țină, să ia toate statisticele acestui Rex, da? Hai să vedem așa, bam, 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 bam. Și o să punem super, super repejor să se și înmulțească aici, le punem la rând. Mă gândesc să nu-i bag niciun punct ca să văd exact de unde a plecat toată șmecheria. Cred că pot să-ți dau o hitch dino, bun, perfect. Și după aia pe mătruță pot să te pun pe behavior, enable wandering, da? Okay, ești pe pasiv, nu te agiți, nu nimic. Ok, perfect. Următorul Rex, un mascul săracul, n-am, adică cred că am vreo 5 sau 6 masculi. Și ăsta pe care l-am găsit nu are cea mai ok viață dintre cei prezenți acolo, dar
Stamina, atac, weight are, sunt cele mai ok dintre toți masculii pe care i-am găsit, da? Deci uite, Rex-ul ăsta de aici de level 600. Hai să vedem dudule. Bam, bam, bam. Ok, dar ca idee generală nu se compară cu femela. Femeile la putere. Așa. Deci o să încercăm să vedem cumva dacă reușim să obținem un bebeluș cu toate caracteristicile femelei. Și uite, acum realizez că tecu, mi se pare mie să e un puțin mai înalt tecu. Posibil să mi se pară. Bun, ok, dude, hai să vedem și la mătăluță un hitch dino și la mătăluță un behavior și du-te pe enable wandering și hai să vedem dacă se poate înmulți tech-ul cu non-tech. Ready to mate în 0.30. Ah, ok, interesant. Trebuie să urmărim, absolut niciun fel de problemă. Ce mai avem? Mai avem o grămadă de chestii de animăluțe pe aici, sunt de acord cu voi. Dar, sincer, cred eu că o să îi băgăm în Pokémon, în Pokéball-uri. Pentru că nu cred să avem nevoie de ei. Cu toții numai așa i-am luat să fie. Ok, dădele să te băgăm și pe mântăruță. Opa, așa, opa, așa, la rând. Nu are pe el Valerian Reigns, de aia se mișcă atât de încet în momentul de față. Hai să încep să luăm niște Pokéball-uri de sus, că nu are rost să stăm să-i bibilim pe toți, să-i umblăm pe toți pe aici. Tarar. Ce faci, mă? Deci pe atac? What the fuck? Ok. Hai să-mi iau pokeball-urile și pe aia vedem ce e cu el. Că nu realizez. Cred că s-o fi întâmplat ceva dubios. Bun, bun. Bam, 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 bam. Cred că sunt mai mult decât suficiente pokeball-uri. Nu cred că trebuie să ne agităm foarte tare. Hai, de fapt, nu. Stai, hai pe partea asta, că pe partea asta e mai lejeră toată treaba. Trebuie să-mi pun o muzicuță. Există oare vreun mod în arc? Dudele, să știi că și pe tine arc am trebuit să te luăm. Că nu avem de ce să te ținem, nu de alta. Dar știi ce, înainte de a te lua, stai să iau ceva de aici din inventar ca să am ce să țin în mânuță. Uite, un târnă cu 440 și ceva. Am luat, mă? La bag aici și pe aia un 442 și la tine. Nu mai știu de unde am făcut rost de asta, dar foarte fain oricum. Bun, hai să vedem. Trebuie să fim atenți cu ăștia, da? Imediat după ce așa să schimbăm slotul din mânuță, că am văzut că sunt chestii dubioase. Bravo. Ok. Ia, mă, ce ai pățit, mă? Ești ok? Ești în regulă? Stai să-i luăm de aici Valerian Reigns, că gușterul se mișcă foarte încet fără. Ești following ceva? Nu, ești pasiv? Ești ok, ești în regulă. Da, nu știu ce... De ce te-ai hotărât tu acolo să te plimbi? Probabil am fluierat odată, probabil că l-am pus să mă urmărească fără să realizez sau ceva de genul ăsta. Posibil să fie și asta o idee. Bun, next! Hai să vedem, come on, come on, come on. Margiurile alea. Creatures. Mă rog, Tegraptor. Avem doi frumoși. De ce v-ați pus acolo? A, da, mă, vedeți că sunt pus să mă urmărească? Deci când sunt scoși de acolo, sunt pus să mă urmărească. Cam, nu puteți? Serios? Dar de cum v-ați teleportat voi acolo sus, ca să nu înțeleg? Ia. Pot, mă, să iau oare așa? A, stai că... Aha. E aproape că ar merge. Nu mă pune să-ți fac saddle, că n-am de unde să-ți fac saddle, dude. Mă vede, mă, să mă urmărească, să se agite după mine. Lumei, ok, vino, mă, că am treabă cu tine. Hai că trebuie să culegem niște gușteri. Am luat un melc, firar. Nu-i bine. N-am vrut, iartă-mă. Lăsai-mă jos. L-am lăsat jos, dar nu știu unde. Aha, gata, l-am văzut. Băi, Jesus, ai zis că tu, Valerian Reigns, că nu se poate. Mana mea, mă plin cu Melci pe aici, am zis eu că fac o treabă cu el, dar n-am făcut nicio treabă. Dă-i pe ăștia cu aguștere, hai, ușurel, în direcția generală, te aliniem dinainte. Ok,
Ok, bravo. Ah, na, poftim. Ca acum s-a eliberat și celălalt goșter. Bravo, dude. Ok, ședeți blând, ședeți blând, vă rog eu frumos. Dă-te mai așa ca să pot să iau pe goșteri în biblioteca. Ia uite ce frumoși sunt. Și am un 2 level, 1034, zic bine? Da. Mascul și femelă, putem să avem niște bebeluși extraordinari dacă dorim. Come on. Mamă, dar ia ceva, frățica, nu glumă. Ok. Next. Hai și mătăluță. Sunt curios la ce viteză am putea să facem rost de niște raptori din ăștia. Și la ce am putea să-i folosim? Asta ar fi întrebarea și mai și la ce Dumnezeului să folosești raptorii ăștia? Bun, ok, next. Hai să vedem ce mai avem. Avem două argentevis. Iarăși aceeași problemă. Ca și în partea cealaltă. Bun, Dumnezeu, stai jos acolo un pic, să te rog. Deci problema ca și în partea cealaltă. Super, stai așa. Unul avea mai mult, un mascul avea mai mult HP, mai mult alte prostioare, I don't know. Stai că vă zic exact, că mi-am notat, deci chiar am stat să-mi notez, să-mi trag palme. HP mult, mare, era cuplat cu greutate, cu asta, cu o zi. Să poată să care mai mult. Și pe de altă parte, atacul era cuplat cu mai multă stamina. Deci ba unul avea mai mult așa, ba unul avea mai mult așa. N-am mai înțeles nimic. Și dacă vrem să le mulțim, o să putem să facem rost. Ok. Mai și Matul să vină după mine, trebuie frumos. O să trebuiască să luăm o statistică dintr-o parte, o statistică dintr-o parte. Una de la tata, una de la mama. Și trebuie să le combinăm, să le vai de capul meu. Nu vreau să mă gândesc, deci e oribil. E horibil ce se întâmplă, dudule. Bun, mătăluță, uite aici. Mamă, ce bine că am cu pokebolurile astea, pe cuvântul meu, e... Să stai să ți le aranjezi pe toate, pe etaje și să... Hai de mine, nu, n-aș putea, n-aș putea. Chiar că n-aș putea. Ok, și ultimul, care e o surpriză, probabil că l-ați văzut deja. Avem un tech trike, fraților. Nu știu dacă voi... cred că ar trebui să-i facem un saddle. Ia, mă urmărești, dude? Nici nu știu unui să-i spun să mă urmăresc. Așa, gata, 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 așa blend. Deci frumosul ăsta, random, nivel 672. Din cauza aia l-am luat. Noi mai avem un trike. Cred că tot femeia avem de 600. L-am luat din nou, l-am luat numai pentru că era nivel maxim. Și dați-vă și voi cât de bestial arată, nebunul. Cât de epic poate să arate. Să vedem cine o să ajungă pe thumbnail, dacă ăsta sau femeia. Bun, dar din nou, degeaba. Absolut degeaba, l-am lăsat să fie. Ok, bun, și hai să te băgăm și pe mătălță acolo. Presupun că am putea, nu știu, cu dermisurile, cu din astea, dar... propriu zis, ca să folosim dinozaurii, n-avem la ce să-i folosim. Bun, deci cam atâta, când vine vorba de dinozauri, ce am putut să aduce din partea cealaltă. În rest, tot felul de prostioare și răsprostioare și trofee și... toate prostiile posibile și imposibile, dar ce n-am adus din partea cealaltă, știi? Adică, whatever. Bun. Și hai să vedem aici dacă au scos un ou sau n-au scos un ou. Ready to mate. Ok, și de ce nu ești mating? E, trebuie neapărat să stai așa. Behavior, disable wandering. What the hell? Am dat roar, îmi cer scuze, n-am realizat că am dat roar. N-ai mă așa pe tine? N-aveam decât un șama. Vino. Dă-mi șaua ta! N-am realizat că avem decât o șa. Bam, bam. Sunt prea departe oare unul de celălalt, mă? Na mă, gât în gât. Cum vi se pare gât în gât? Așa, Hitch Dino, Enable Wand, Unishman Behavior, Enable Wandering. Băi, nene, deci nu te cred. Nici nu m-am gândit să verific chestia asta înainte, să vai de capul meu. Deci nu o să se poată înmulți decât cu un mascul. Jură-te. Mai avem un tech, sincer să fiu cu voi.
Avem un ascultec, dar trebuie să fim atent la statistici, pe cuvântul meu. Tu ești activă? Ești activă, da, bun. Fii atent, behavior. Mă, serios acum. Da, mă, ready to meet. Behavior, disable wandering. And hitch dino. Nu știu, nu înțeleg de ce simt mereu nevoia să se mai miște încă 3 pași după ce le dai disable wandering, dar mă rog. Ok, hai. Nu pe acolo, dude. Come on. Așa, ocolește un pic. Hai că am alte treburi cu tine. Deci nu vine să cred, pur și simplu nu vine să cred cât m-am chinuit ca prostul. Ca să nu meargă bine, mă. Lasă că te țin eu minte. Bun, hai să vedem masculul. Avem un tech, cred că e mascul, parcă să zic că e mascul, nu să ne obosă. O să ne lămurim imediat. Eu așa îți minte că era mascul, am trăit și am vedea, presupun. Bun, Dudule, hai să ne mai punem pe aici din toate cele, ok. Unde e băscălia? Asta e băscălia. Am zis să punem cu masca de T-Rex, ca să se vadă că am fost undeva departe. Da, mai sunt chestii pe care nu le-am luat din partea cealaltă, așa e. Din partea cealaltă, mă rog, din terminal. Ok. Noi aici trebuie să punem niște dermisuri. Bam. Aici trebuie să băgăm niște skinuri, adică ăsta. Și cred că cam atât. Restul mai vedem pe parcurs. Ăsta acolo stă bine la căpățâna lui. Da, bun, hai că mai vedem pe parcurs. Așa, și de aici. Alfabetic sunt astea, nu? Bun, care, cum arată Rex-ul? Ăsta e Rex-ul, da? Uite-l. Avem un tech Rex aici de nivel, dar nu știu dacă e mascul sau e femela. Hai să vedem. Deci, tech Rex, Rex normal. Gata, tati. Hai, toată lumea la culcare. Așa, un raptor. Iarăși un Rex normal față de tech Rex, da? Bun. Ok, și hai să vedem aici. Murim dacă picăm de acolo? Am avut noroc. Hai să-mi iau care și cu... Tu ce ești, mă? Sau de level 40. Bun. Cărnița. Come on, cărnița. La pizza. Bag așa. Bun, bravo. Așa, mai avem ceva? Teleporterul. Ăsta trebuie să stea pe numărul 8. Bun, și mai venim și după restul mai încolo, da? Ok, și hai să vedem tech Rex-ul ăsta ce-i cu el, dacă reușim să facem ceva sau nu. Ce faci, fato? Hai să vedem. Tech Rex. What? Ah, cu tocușa. Da, mă, corect, că merge cu tocușa. Ah, ce prost am fost. Eu am uitat că merge cu tocușa. Mi-am lăsat toate șeile în partea cealaltă. Am uitat complet că nu-i pică șaua. Vai, ce prost am fost. Hai, dă-te mai așa. Come on. Ăla e. Mersi. Aprob. Hitch dino, behavior, enable wandering. Zim, te rog frumos că merge. Tech dino e ready to mate. Nu, că sunt prost, sunt bătut în cap. Am uitat să mă uit dacă e mascul sau femelă, bă. E tot femelă, bă. Să-mi trag pane. De ce, lume? Hai să vă facă tata o poză, vreți? Ia. De așa, nu, dă-te la o parte. Băi, uite-te odată la altă parte, te rog eu frumos. Așa. Bam. Frumos, 5.000 de poze. Bă, dragii, hai că lăsăm aici, că nu mai știu de unde să o scot și unde să o bag. Dacă ați vrut să vedeți Skype-ul acum, un big like, un comment, un share, poate o mică abonare dacă l-ați făcut deja. Bună seara, bucurie și bună seara, ia, pe data viitoare.